În prezent, unitățile spitalicești care înregistrează debite către furnizorii de servicii medicale, atât din 2009 cât și anul acesta, sunt Spitalul Județean de Urgență Târgoviște și Spitalul Orășenesc Găești. La acestea se adaugă cu debite înregistrate în 2010 Spitalul Municipal Târgoviște și Spitalele Orășenești, Moreni și Titu. Valoarea totală a creanțelor spitalelor din județ la 30 iunie era de peste 96 miliarde de lei vechi. Cele mai mari restanțe se înregistrează la furnizorii de materiale și prestări servicii cu caracter funcțional. Trebuie menționat faptul că recent, potrivit unui ordin comun al Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, s-a stabilit ca toate aceste datorii ale unităților sanitare cu paturi să fie stinse eșalonat într-un termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ, mai exact până pe 20 octombrie 2010. Ce se va întâmpla cu debitele acumulate de spitale după data de 30 iunie, anul curent, încă nu s-a stabilit. Vor fi preluate de autoritățile locale sau Ministerul Sănătății va stinge aceste datorii.